Dragi ascultători, această melodie este dedicată la cederea și preferința domnului Remus Orcic, care a dorit, prin vocea mea, să aline sufletele celor întristați. Of, Doamne, nu vreau să te supăr, dar prea mult mi-ai dat să sufăr. Șase ani de așteptare să scape din închisoare. Să scape din închisoare. Wow, 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 tatăl meu drag a ieșit. Tatăl meu drag a ieșit. Mama mea s-a îmbolnăvit, s-a îmbolnăvit și m-a murit. Nadia s-a îmbolnăvit, s-a îmbolnăvit și va muri. Și m-a lăsat necăjit, și m-a lăsat necăjit. Mamă, am fost foarte uneori ca și doi frați. Prietenii cei mai buni, fără secrete sau minciuni, fără secrete sau minciuni. Mama mea inimă bună, am trecut multe preună. La orice revelie ne rugam cu foc și dor, ne rugam cu foc și dor. Cea mai mare dorință noastră să se întoarcă tata acasă, să se întoarcă tata acasă.
de boală, n-ai ținut seamă. Și ne-ai spus că în zadar voi mă duceți la spital. Doamne, mă ia cu fiorii. Tata știa că-i să mori, că singurul doctor al tău este numai Dumnezeu. Doamne, mă ia cu fiori, da, știam că-i să mori. Așa mama m-ai rugat, Marius, ochii mi-ai tica. Să-i grijă de tatăl tău, lângă el să fii mereu. Marius, băiatul meu. Mamă, a fost foarte apropiat, uneori ca și doi frați. Prietenii cei mai buni, fără secrete sau minciuni, fără secrete sau minciuni. Mama mea inimă bună, am trecut multe preună. La orice revelion ne rugam cu foc și dor, ne rugam cu foc și dor. Cea mai mare e dorința noastră să se întoarcă tata acasă, să se întoarcă tata acasă.